Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bărbat exasperat de agresivitatea pisicii iubitei sale admite că a schimbat-o cu alta. Acum pe 6 ani. Asta este întrebarea. Pe cine credeți că a schimbat bărbatul de fapt? Pe iubită sau pe pisică? În urmă cu 6 ani. Aș fi tentat să spun că pe iubită. Dar n-am avut curaj. Se vede, gândești ca un bărbat. Trebuie să fii obiectiv aici. A schimbat pisica. Gândești în afara sexului. Trebuie să gândim obiectiv. A schimbat pisica, altfel... Na, altfel ar fi ajuns la radio. Deci a schimbat pisica cu alta acum 6 ani. Și iubita nu și-a dat seama. E mai grav, mai bine și schimba acum... iubita, că da. Pisica se prindea. Înțelegi? Și acum pisica... Da, și acum, în sfârșit, e chinuit de mustrări de conștiință de 6 ani încoace și a postat pe Reddit. A zis, uite ce am făcut, trebuie să mărturisesc. Anonim, evident. Trebuie să spun ce am făcut. Care e problema? Pisica, avea o pisică neagră, iubita. Da. Foarte rea. De asta, pisica asasină, știi? Zgâria, scuipa pe toată lumea, nu folosea litiera decât accidental, nu păpa tot, dar asta nicio pisică ceva. Bun, cineva, mă rog, pe vremea aia era iubita, după aia s-au și căsătorit. Și iubita tot insista că ea o să poată să educe. Vezi, deci a greșit că a schimbat pisica. Da, exact. Ar fost primul caz din istorie de pisică educată. Da. Care face ce vrea stăpânul. Poți să educi, poți să dresezi pisica să facă ce vrea. Asta ți este din prima, n-ai nicio problemă. Bun. Și când iubita a plecat la un moment dat într-o vizită pe la niște rude, pisica s-a comportat atât de urât cu domnul. N-a fost la litieră niciodată. Niciodată. L-a scuipat, l-a zgâriat, a făcut nasoleli mari. Da. Încât domnul i-a zis în glumă, să știi că mai sunt și altele ca tine, ar trebui să apreciezi ce ai, ce primești. Ceea ce cumva este adevărat, pisicile astea nu apreciază deloc, știi? Unele dintre ele consideră că li se cuvine. Și i-a încolțit în minte gândul ăsta, i-a zis, să știi că te schimb. Și chiar a făcut-o. S-a dus la adăpostul din zonă, adăpostul de animale, a găsit o pisicuță neagră foarte prietenoasă, drăguță, simpatică, de aia care toarce, o nebunie. Și a înlocuit-o. Ce tare! Înțelegi? Și asta te întreb dacă s-o fi dus noaptea când toate pisicile sunt negre, dar aparent nu. A luat o pisică, mă rog, acum pisicile negre și seamănă foarte bine toate între ele, spre deosebire de câinii negri. Câinii negri pot fi foarte diferiți. Un câine negru de alt câine negru. Schimb pisicile negre și pisicile în general. Depinde cât mănâncă. Da, și asta face este diferența. Adevărat. Iubita cică nu s-a prins niciodată. Ba chiar a fost foarte mândră că a reușit să educe pisica. Dar interesant e că pisica era ei, adică nu era a lui. N-are... Înțeleg. Și? Da. Păi, come on! Adică ce? Nu e ca și cum iubitul a venit cu pisica lui în relația asta și... Păi, încurcă, te deranjează. Animalele pot fi foarte geloase. Da. Da. Dar nici ea nu era o bună stăpână, adică hai să fim serioși. De asta pisici? Zici? Da. Dacă era pisica ei, nu există să nu se fiți. Nu există să fii bun stăpân de pisici. Hai mă, ți-l schimbă pe poche și îți găsește unul care seamănă cu el. Nu te prinzi? Ba da. După cât doarme. Poate că după ce cât spune că să știi că am avut odată o iubită, avea un cățel de la mic tip poșetă. N-am văzut animal mai gelos în viața mea. Eu mă înțeleg bine cu toate animalele. Dar cu ăsta aveam niște lupte. Încercam permanent să mă muște de deget. De degetul de la picior, că mai sus n-ajungea. Era ceva uitor. Mâncat tot ce îi dădeam, că în principiu așa faci, știi? Îi dai animalului mâncare și dacă mănâncă de la tine, sunteți prieteni. Corect. Așa, mânca orice, cașcaval, cârnat, n-avea nicio treabă. Îi dădeai, se bucura foarte tare. După ce termina masa, avea treabă să te muști. Băi, ești nebun, tocmai te-am hrănit. Nu contează, dă-te aici și mai încolo. Așa a fost. Și da. Internetul comentează, mulți îl acuză pe acest domn că a schimbat pisicile, că a schimbat pisicile între ele, cum ar veni. Alții remarcă că este o poveste de Seinfeld. Adică este ca Seinfeld toată povestea cu George Constanța, care reușește să, știi, se gândește cum să facă și schimbă pisica și iubita nu se prinde și Kramer îi spune, zic eu, pisica asta o să te dea în gât, asta nouă. O să spună care este problema. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.